Motiv de bucurie pentru fermieri, începe o nouă sesiune de depunere a dosarelor pentru accesarea de fonduri europene. Proiectele care se încadrează în măsura 121 sau măsura 123 pot fi depuse începând de azi și până în data de 18 ianuarie 2013. Începând de astăzi până în data de 18 ianuarie, este deschisă o sesiune de depunere de proiecte pentru accesarea fondurilor nerambursabile destinate spațiului rural pe măsurile 121 și 123. Aceste măsuri, măsura 121 sau un ca domeniu de activitate, se referă la modernizarea fermelor, iar măsura 123, codificată astfel, se referă la activități de construcție, de modernizare, de extindere a unor unități de procesare a produselor agricole din agricultură. Sumele sunt considerabile, așa că eu, dacă îmi permiteți, să fac un apel spre fermieri, spre alți posibili solicitanți care doresc să investească în agricultură și în procesarea produselor agricole. Așteptăm în fiecare zi de lucru între ora 8:30 și 14 la sediul nostru din Sibiu, strada Someșului 49. Fondurile pentru măsura 121 au o valoare totală de 150 de milioane de euro. Dintre acești bani, 20 de milioane sunt pentru implementarea standardelor impuse pentru lapte crud și protecția apelor împotriva polorii cu nitrați din surse agricole. 10 milioane de euro se acordă beneficiarilor măsurii 141, care au semnat decizia de finanțare, 48 de milioane de euro pentru sectorul vegetal și restul de 72 de milioane de euro sunt destinate sectorului animal. Plafonul maxim nerambursabil pentru această măsură este de 1.600.000 de euro. Bani, dar chiar nu atât de mult, sunt și pentru măsura 123. Aici vorbim despre suma de 80 de milioane de euro. Cei care vor să acceseze banii europeni pentru lapte au la dispoziție 20 de milioane de euro. Dacă vor să facă investiții pentru procesare și marketing produse agricole, investitorii au la dispoziție restul de 60 de milioane de euro. La această măsură, suma maximă nerambursabilă este de 3 milioane de euro.